În Baia Mare, această manifestare este organizată de către Asociația Maramureș pentru Viață și Familie și Asociația Tinerilor Ortodoxi ai Catedralei Episcopale Maramureșene. Organizatorii spun că activitățile care sprijină viața și familia sunt o datorie de onoare pentru o societate, ale cărei obiective sunt păstrarea, îmbogățirea și transmiterea valorilor primite de la generațiile anterioare cu multe sacrificii, iar o lume pentru viață și familie este o lume firească. În ciuda unei opinii larg răspândite, Europa nu a fost nici cea care a inventat copilăria și nici afecțiunea sau chiar iubirea între soț și soție, ori pe cea dintre părinți și copii. Deoarece suntem în anul centenarului Marii Uniri, 1918-2018, Marșul pentru Viață și Familie are deviza Uniți pentru Viață și Familie. Cei mai mulți dintre noi avem printre înaintașii noștri bunici și străbunici care au luptat în cele două războaie mondiale pentru familia lor, pentru copiii lor, adică pentru noi, cei de azi. În semn de recunoștință face de jertfa lor pentru viață și familie, organizatorii îndeamnă pe cei interesați să participe la această manifestare civică în straie populare.